Nu există nicio garanție că marile festivaluri vor fi organizate anul acesta, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, în ciuda faptului că organizatorii Antold și Neversea au anunțat datele desfășurării evenimentelor la finalul anului trecut. Neversea Festivalul de la malul Mării Negre este anunțat pentru 8-11 iulie, iar Antold ar urma să se desfășoare în perioada 5-8 august. Șeful DSU a subliniat că se va ajunge la scandal pentru că se va aduce iar în discuție problema despăgubirilor celor care își cumpără bilet dacă festivalurile nu vor mai avea loc din cauza pandemiei, cum s-a întâmplat și anul trecut. O să ajungem la discuții, scandal. Cine despăgubește oamenii care au luat bilete? Chiar dacă începe acum organizarea, oamenii trebuie să-și asume riscul, având în vedere că nimeni nu poate să dea un răspuns acum pentru că nu știm cum vom evolua. S-ar putea să ne trezim cu o creștere și cu un nou vârf. Nu știe nimeni, riscul se asumă pe partea de festivaluri și concerte mari. Nu știm cât vom sta așa. Unul dintre organizatorii festivalului Antold a comentat ulterior atitudinea lui Raed Arafat pe o rețea de socializare, spunând că nu este de acord cu acesta, deoarece pare că nu încearcă să găsească o soluție pentru deschiderea sectorului cultural.